Hai că azi nu v-am enervat deloc. Fiți atenți. Să vedeți și voi pe ce spargeți niște sute de mii de euro pe an, fără să vă dați seama și mai ales fără vreun rezultat. Pe scurt, plătiți o gașcă de prieteni ai lui Gabriel Oprea, ăia reuniți în pompoasa Academie de Științe ale Securității Naționale. O știți? Iar dacă nu știți, aflați acum. Interesul național a adunat câțiva tovarăști, i-a băgat într-o așa zisă Academie de Științe ale Securității, i-a aliniat și i-a trimis la luptă. Printre altele, ei aveau misiunea trasată de guvern, atenție, să contribuie la nu știu ce strategie națională de cercetare, dezvoltare și inovare. Te ustură chiloții. Doar că deocamdată s-au luptat doar cu muștele. Da, au pus la punct o strategie de apărare în fața muștelor. Înființarea acestei academii a avut la bază necesitatea de a reuni într-un for științific cei mai buni specialiști din domeniul securității naționale. Adică Onțanu, Nicolice, Mircea Dușa, Caza Anciuc, Dan Mihalache, Tobă, Pricopie, George Maior și tot așa. Numai unul și unul, ploaie de stele, ce să mai discutăm? Dar să revin, voi le plătiți acestor oameni niște salarii. Vreo 2700 de lei pe lună de căciulă, adică de chipiu, trăiți. Bani din bugetul educației. Păi de unde? Dacă acolo sunt mulți bani? ASSN a cheltuit în primele 3 luni din acest an 307.000 de lei, din care 302.000 doar pe salarii, 98% din cheltuieli, și a primit subvenții de 352.000 de lei de la bugetul de stat. Potrivit observațiilor făcute de economistul Florin Câțu, care constată că instituția există doar ca să plătească salarii. Potrivit site-ului transparența-bugetara.ro, Academia și-a răsplătit șefii cu sporuri de conducere de peste 100.000 de euro. Știu, pare puțin, câteva sute de mii de euro pe an acolo, doar că îi plătiți degeaba, degeaba, pentru nimic. Până și parlamentarii mai mișcă ceva, mai fac o tâmpenie, mai dau câte o lege bună, cum e asta cu darea în plată. Nu știu, o glumă, se uită la un pornache pe laptop, dar ăștia, repet, nimic. Ministrul Educației Adrian Curaj a confirmat, nicio contribuție la marea strategie. Nu există nicio informație publică disponibilă care să ateste că ASSN ar fi produs orice fel de lucrare științifică de la înființare și până în prezent. A? Frumos, nu? Zero barat. Trebuie să amintesc că Adrian Curaj este membru al Academiei, dar a cerut să nu fie plătit. În schimb, ca să vedeți ce spirite colcă e pe acolo, marele Dan Mihalache s-a supărat când a fost întrebat dacă renunță la Academie și la indemnizație odată cu plecarea la Londra, la ambasadă. Nu am ce să îmi reproșez din punct de vedere al competențelor mele profesionale. Voi rămâne la ASSN. Eu nu am intrat acolo nici prin nefracție. Am fost propus, am fost votat. Deci nu am de ce să-mi pun întrebări asupra acestei calități. Nu văd de ce n-aș păstra indemnizația. E, nu vezi, nea Dane, nu vezi de ce n-ai păstrat. Că e șoriciu gros, de-aia nu vezi. Dan Mihalache, expertul nostru number one în strategia somnului. Sper că îl visează și pe Găbiță Oprea, omul ăsta chiar merită. Mai ales acum, la greu, nu v-ar fi rușine competenților.